Și tăi așternut picioarelor tale. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. Pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, fericim pe cei ce au răbdat, ați auzit de răbdarea lui Iov. Și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul. Căci mult milostiv este Domnul și plin de îndurare. Iar mai înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este așa, așa, și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul din voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu unt de lemn în numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui.
Mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Ilie era om asemenea cu noi în slăbiciuni și cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni. Și iarăși s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăslit roada sa. Frații mei, dacă vreunul dintre voi va rătăci de la adevăr și îl va întoarce cineva, să știe că cel ce-a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui își va mântui sufletul din moarte și va acoperi mulțime de păcate. Și Duhului tău, aleluia.